În județul vecin Botoșani va fi realizat viitorul muzeu al vieții cotidiene în comunism. Pentru realizarea lui, primăria municipiului Botoșani și o asociație de profil au lucrat și au finalizat un proiect care deja are formă finală. Un arhitect din Irlanda și unul din România au colaborat la machetele viitorului muzeu care va funcționa într-un spațiu din incinta societății de termoficare din Botoșani. Pe lângă schițe, arhitecții au realizat și un filmuleț pe care vi-l prezentăm în cele ce urmează. Suntem copii, să vom ști, să facem țară.